kulturál sportív. 2018. novemberében szinte ugyanazok találkoztunk ezen a helyen, itt az inkubátorházban, akkor egy infrastruktúrás pályázatnak az indítóján. Most egy kulturális pályázatot indítunk el, és reméljük, hogy sikeresen be is fejezzük. În primul rând, aș dori ca să salut în special domnul primar al Comunei Vadul Crișului, domnul primar de la Chiorești Sacopati și reprezentanții Consiliului Județean din Bihor și Hajdú-Bihor, pe domnul Bulciu László, care este vicepreședinte al Consiliului Județean, și pe domnul Traian Boda, care este vicepreședintele Consiliului Județean Bihor. Totodată, țin să salut pe toți invitații, consilierii locali, și pe copiii care poate din ei mulți o să facă parte în acest proiect și o să beneficieze de acest proiect. Nagy szeretettel köszöntöm a polgármester urunkat, Tarsó Attila, Körösszegapáti polgármester, a megyei tanács, két megyei tanács alelnökét, Bulcsú László urat, illetve Traján Bódja urat, illetve helyi önkormányzati képviselőket, a delegációt, akik érkeztek a projektindítóra, Körösszegapáti volt, illetve minden résztvevőt. În primul rând, aș dori ca să dau cuvântul domnului primar Cosma Dorel, ca și gazdă, să pună câteva cuvinte. Dacă le ziceți, felkérem Cosma Dorel Ray polgármesterei, hogy tartsa meg köszöntőjét. Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit cu unii dintre dumneavoastră astăzi la Vadul Crișului, așa cum spunea și colegul meu, Ionci. Deci, din noiembrie, unde mai aveam parteneri pe lângă Comuna Opati din Ungaria și Consiliul Județean, acum acest proiect, interconectarea tradițiilor pe Valea Crișului Repede, este între cele două părți, Comuna Vadul Crișului Partener și Comuna Opati din Ungaria. Vreau să salut și eu prezența colegului primar de la Opati Otilo, a domnului vicepreședinte Bucu Lazlo din Hajdú-Bihor și domnul vicepreședinte al județului Bihor, domnul Bodea. Și pe dumneavoastră pe toți, și în special pe copiii care, așa cum spunea și Ionci, o să facă parte din acest proiect cultural sportiv dintre cele două localități. Dacă îmi permite să traduc în câteva cuvinte, igen, eu cu Rafa Politana, a polgármesterül nagy szeretettel üdvözlöm mindenkit. Örömmel nyugtázza a polgármester úr is, hogy november után ismét egy projektindítón találkozunk, akkor a megyei önkormányzatok mellett, a két polgármesteri hivatal mellett még a védett övezetek, védett területek szakbizottsága, aki szintén a pályázatnak a részese volt jelen, most egy kulturális pályázatnak a az indítóján vagyunk. A polgármester úr mindenkit nagy szeretettel üdvözöl, alelnök urat, polgármester urakat, a delegációkat, illetve mindenkit, aki jelen van a mai napon. Proiectul cultural cu numărul RO-URO-289 a fost depus împreună cu Comuna Frățită Cărăsagopate din Ungaria și are un buget total de 79.999.000 de euro. Din care, da, tehát a pályázatot, ami a 289-es RO-hu számot viseli, közösen tettük össze a pártival, az összköltségvetés 79.999 euró, hanem 80.000 volt a maximum. Din care Comuna Vadul Crișului, ca și lider de proiect, beneficiază de 42.384.000 de euro, Opati 37.615. Finanțarea acestor proiecte este asigurată din trei surse. Fondul European de Dezvoltare Rurală, maxim 85%, contribuție națională de la bugetul statului român, care este 13%, respectiv bugetul statului maghiar 10% sau 15% în funcție de natura beneficiarului,
iar contribuția Comunei Badoprișului este de 2%. Și pe această cale vreau să mulțumesc și colegilor consilieri locali și celor care ne-au ajutat pentru a accesa aceste fonduri și, nu în ultimul rând, colegilor de la OPATI, niște parteneri de nădejde întotdeauna. A polgármester ról kifejtette azt, hogy a 79.999 Európa Rév önkormányzata, mint líder 42.000 euró az ő része, illetve 37 egész valamennyi a Körösszegapáti önkormányzati, megköszönte a Körösszegapáti testvértelepülésnek azt, hogy már több ízbe, már harmadik ízbe is nyertes pályázatot tettünk le együtt. Și vreau să fac și așa o glumă acum, datorită faptului că doamnele în luna februarie au fost mai tăcute, să nu uite bărbații că începând cu luna martie să le sărbătorească atât de 1 cât și de 8, dar au fost tăcute, au vorbit mai puțin datorită faptului că luna din 28 de zile. Eu n-am observat treaba asta. Iată la februar, mă cendește pe hölgyek, és hát márciusba felmelegszik az ide, jön a március, első március 8-a, és férfiak, akkor figyeljünk majd oda, és köszöntjük el a hölgyeket. Am făcut o componentă la acest proiect, cer scuze dacă pe care vă deranjați, mai ales pe colegul meu, cei care se gândea cum să facă de 1 și de 8. Deci, despre desfășurarea acestui proiect și etapa care ei, o să vorbească colegul domnului. Igen, a proiectul este de ismertetés și alvăzitése következik. Akkor felkérem... Tiszteltel köszöntök én is mindenkit, polgármester úr, alelnök urak, tiszteltes volt, kedves vendégeink. Marcelo Petoc, Kumare Drag, Péter is mindent Kettőnk szerelme 2007-re vezethető vissza. Domn primar zice că dragostea noastră a început la 2007, mă gândesc că nu cu mine. Mikor a két település úgy döntött, jó, hogy tudtam? Mikor két település úgy döntött, hogy a Sebes-Körös, ami összeköt minket, akkor próbáljunk összehozni egy testvértelepülési szerződést. De nálam 2007-e a volt prima dát, hogy nem mondjuk Több mint 12 évről beszélünk, ami azt jelenti, hogy évente több alkalommal találkozunk egymás rendezvényén. Este o perioadă de 12 ani de atunci, ce înseamnă că anual ne întâlnim de mai multe ori. Ahogy polgármesterul is említette, három közös nyertes interreges proiectünk van. Cum a zis și domnul primar, deja avem împreună trei proiecte câștigate. A háromnak az összértéke közel 800 millió forint. Valoarea totală a celor trei proiecte este aproape 800 de milioane de forint. Aminek köszönhetően a két településen rendezvényeket tudunk tartani, és természetesen projekteket tudunk megvalósítani. Datorită cărora putem să avem activități, programe comune, atât culturale, cât și în domeniul protecției naturii. Szeretném önöknek bevallani, sokan irigykednek ránk. Aș dori să vă mărturisesc că foarte mulți în Ungaria sunt se uită așa mai deosebit la noi, mai urât. Hisz ez a testvértelepülés igenis példaértékű, hisz tartalom is meg tudjuk tölteni. Pentru că legătura noastră a celor două localități este un exemplu în ceea ce se poate rezolva în urma unei colaborări bune. Szeretném megköszönni mindenkinek munkáját. Aș dori să mulțumesc munca tuturora. Akik részt vettek ezekbe a projektekbe, és kívánom mindenkinek, hogy hasznosan teljen ez a több mint másfél év a következő interreges projektet. Sper că aceste 18 luni cât ține proiectul să fie de bun augur și să avem rezultate foarte bune. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk, és örömmel jön máskor is. Mulțumesc că sunt aici astăzi și vin cu mare drag de ori, câte ori mai chemă.
În numele Consiliului Județean Bihor, dau cuvântul domnului vicepreședinte Traian Bodea. Bună ziua, Ioana Motivanu. Dați-mi voie să vă salut pe toți, domnilor primari, domnule viceprimar, domnule vicepreședinte, stimați parteneri din Ungaria și, în ultimul rând, dragi copii. Mă sănătate, că sunt mindenkit az alelepúr, mindenkit, aki részt vett a mai napon ezen az nyitó rendezvényen. Mă bucur că, într-un termen relativ scurt, după câteva luni, ne întâlnim pentru a doua oară, pentru un obiectiv similar, acela de a atrage fonduri europene înspre această zonă în care noi trăim și în care noi vrem ca mâine să fie mai bine. Örömet fejezem ki, hiszen viszonylag rövid idő alatt már második alkalommal találkozunk, és második alkalommal egy örömteli pillanat az, hogy a két település pénzeket, uniós pénzeket hív le, és próbál lehívni, és tevékenykedik. A vorba românească spune că un vecin de aproape este mai bun și mai important decât un frate de departe. Egy román közmondás szerint egy jó szomszéd sokkal többet ér, mint egy távolban élő testvér. Vedem că împreună putem să facem proiecte comune, proiecte importante și să atragem fonduri europene pentru acele obiective comune pe care le putem dezvolta. Azt látom, hogy ténylegesen közös erővel uniós pénzalapokat tudunk lehívni, közös célok elérése érdekében. Știm cu toții că România și cât și Ungaria au nevoie ca să ajungă din urmă țările nordice și pe anumite state din Uniunea Europeană care sunt mai puternic dezvoltate decât țările noastre. Vă mulțumesc! Megköszönöm a projektcsapatnak, és elhívást tett arra, hogy még legközelebb is közös pályázatokat tudjuk betenni. Igen, és hát úgy elsdori, domnó vicse de la Hajdú-Bihar, szerintem az esetéket a kuvintet, felkérem Búcsú Lászlóra, a Hajdú-Bihar megyei nem önkormányzat, hanem közgyűlés alelnökét. Itt szóljon hozzánk néhány szót. Tisztelt polgármester úr, alelnök úr, tisztelt jelenlévők! Szeretettel köszöntöm Önöket, mind a magam, mind pedig a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat nevében. Domnul Vicsenes Szalut, és Oszkár Szentem prezident azt, ez ön numérleg konszilőr Zsüdetszán, én Hajdú-Bihar Ungária. Azt hiszem, hogy ez a hatodik vagy hetedik projekt nyitom, ami a Róba részt veszek, mint vendég, vagy mint köszöntő. Kérdőkésztel a Sászal Sapszél ellen szállíti projekt, ön kádorú programolói Róhu, lakáre amulat, lakáre partícsik. De sehol nem láttam még annyi gyereket, mint itt. Dar nikéjel nem az út, tötát önéret, kicsit a valók is új. És azon gondolkoztam, hogy ez így van rendben. După mine așa este normal. Ez a pályázat, ez rólunk szól. Pentru că în cadrul acestui proiect va fi componente care este pentru tine. Și azt hiszem, az lenne jobb mindenkinek a pályázat végén itt találkoznánk megint, hogy mérjük meg, hogy mi is lett ebből a pályázatból. Și ar fi foarte bine ca la finalizarea acestui proiect să ne întâlnim tot în aceeași formațiune, să vedem într-adevăr ce s-a rezolva, cum s-a desfășurat acest proiect și să vedem rezultatele. Azt hiszem, hogy ehhez nem is kellene több, mivel úgy látom, hogy a határmenti együttműködésekben sokszor, de inkább nagy részben a gyerekek nem jelennek meg. Nem mint pályázati alanyuk, hanem mint résztvevők. Deci, cum am văzut a celelalte proiecte care sunt de rogu,
Tineretul, copiii nu prea apar în cadrul acestor proiecte, nici ca participanți. Én arra ösztönzöm őket, hogy vállalják ezt a pályázatot. Eu rog pe toți tinerii care sunt prezenți ca să participe în cadrul proiectului. Vegyenek részt benne aktívan. Să fie activ. És mutassák meg a felnőtt generációnak, hogy igenis, ahogy Alelnök úr említette, tudnak országban és Európában élni. Și să ne demonstreze la noi maturilor că știu să trăiască în Europa și în țările de unde provin. Și acum o să trecem la prezentarea proiectelor. Prima dată o să prezentăm partea Comunei Valul Grișului și după aia o să prezinte domnul primar evenimentele care se vor desfășura în localitatea Căruțica Party. Pe postate, eu cum am ce zic, inițierea proiect Bemutotu-Ucro, elușură a Reivi Bemutotu, les utană pe difecte, eu mai tot și otilu povea, că vă voi de apaia la Căruțica Party, reisei, mă, și mi-ar deși a venit.